Bine ați venit la mobilisima.ro haină verde, telefon verde, verde Army, Nokia xr 215 g un telefon robust care poate fi scăpat pe beton, se poate scufunda în apă și rezistă și la minus 20 de grade. Un smartphone cu un Android curat, cu 3 ani de actualizări și un telefon care costă 2400 de lei. E bine, treaba e așa, e un telefon de nișă, când îți telefon robust înseamnă că tinzi să-l scapi prin natura jobului tău. Poate ești pădurar, poate ești miner, poate renovezi fațarea de clădiri. Doar câteva exemple. Și dacă nu vrei să-ți un Caterpillar sau nu vrei să-ți iei un motorul la DeFi, nu prea ai multe opțiuni. Nokia este încă nou în zona asta, are cred că două, trei telefoane de genul ăsta și acum ne propune ideea unui soft stock, unei camere cu AI, a unui spate destul de arătos și două butoane fizice cu funcție SOS și push to talk. Cum stăm cu procesor, cameră, baterie, și cu software-ul aflați în următoare. L-am testat, l-am dus afară prin ploaie, ce a ieșit aflați chiar acum. Așa cum am spus și în unboxing, îmi place că avem telefonul pe versiunea asta de culoare verde Army, în special îmi place cum arată modulul camerei. Este o nuanță de verde pe care nu o vedem foarte des. Este un fel de smarald închis, așa, în fine, revenind, spate din plastic, ramă din plastic, grosime măricică, 10,5 mm, greutate 231 de 231 grame. Se duce în zona iPhone Pro Max-urilor și a pliabilelor și a telefonelor cu adevărat mari. În ciuda diagonalei care nu e chiar foarte mare, 6,49 inch nu mi se pare foarte mare. Un telefon aderent și manevrabil, dar atenție, este și lung și lat, așa că dacă ai degetele mai scurte, nu o să ajungi prea ușor în zona de sus a ecranului. Butoane extra, cel zimța de aici și cel SOS de sus, o să vorbim despre ele mai încolo, construcție foarte solidă, cât de solidă? Păi fiți atenți aici. Certificare militară 810H și poate rezista la scăpare pe beton de la 1,8 metri înălțime. Certificare IP68 și IP69K înseamnă că puteți cufunda în apă până la 1,5 metri adâncime timp de 60 de minute. Pe lângă verde se mai găsește și pe negru, după cum spuneam, plastic spate, plastic ramă, la Glass Victus protecție în față, iar tot aluminiul de la interior este reciclat. Și poate funcționa fără probleme la minus 20 de grade Celsius și la plus 55. De asemenea, rezistă la un jet cu presiune a apei de până la 100 de bari, ceea ce nu e puțin lucru. Cam atât pe acest telefon, foarte bine construit și din ce am documentat ar avea colțurile ranforsate cu cauciuc. Asta pentru momentul acela când scapă pe colțuri. Mai departe vorbim despre ecran. Ăsta este un IPS LCD de 6.49 inch Full HD+, cu refresh rate mai de gaming, 120 de Hz. Acum muchile ecranului sunt grosuțe, aș spune, și avem din nou protecție Gorilla Glass Victus. Ca să ne dăm seama care e treaba cu ecranul, avem un clip video pregătit aici, care arată așa. Vă spun din start că, dacă eu zic cu soare foarte puternic, nu o să citiți foarte mare lucru pe ecran. Contrastul e doar decent. Unghiurile de vizualizare sunt departe de ce am văzut în ultima vreme pe telefoane mid-range sau pe flagship-uri. Ce putem lăuda e faptul că la interior se vede bine, culorile sunt calibrate, le sunt de ok. Sunt calibrate corect, nu sunt foarte umflate ca la OLED-uri. Și din nou, dacă eu zic cu nori, o să poți distinge ecranul la exterior, dar la soare un pic mai greuț. Treaba asta e confirmată de altfel și de testul nostru cu Luxmetru, care ne arată o 402 lux. Știți că pragul nostru obișnuit este 400 pentru ca telefonul să treacă clasa. Cu această valoare a bătut telefoane robuste precum Cat S62 Pro, Nokia X25G sau Motorola DeFi 2021. E sub Cat S42 și Cat S52. Mai departe, vorbim despre procesor, e un procesor pe care îl știm, cred că de vreo 2 ani l-am tot văzut, iar și iar și iar, iar pe multe telefoane. E un Qualcomm Snapdragon în 695 5G, 6 nanometri, 8 core GPU Adreno 619. Spre exemplu, în zilele astea îl vedem pe un OnePlus Nord C3 Lite 5G sau pe Poco X4 Pro 5G. E însoțit de 6GB de RAM, LPDDR4X și 128GB de stocare. Slot microSD nu avem, nu avem nici lag, nici supra-încălzire, iar testul de throttling nu arată rău. După 15 minute, abia de-am pierdut 7% din putere. Mai departe, avem și niște benchmark-uri și o să încep cu Antutu 10, în care am depășit motorul la Moto G84 și pe Oppo A98, dar suntem sub Moto G54 și Oppo Reno 10. Geekbench 6 Multicore ne-a pus iar deasupra lui Moto G84 și deasupra lui Redmi Note 12 5G, ceea ce un puțin lucru, sub Oppo A98 și sub un Redmi Note 12, cealaltă versiune, cea 4G, cred, Sta să vedem, Oppo A98, nu, Redmi Note 12 Pro, mă scuzați, sub el și sub Moto G54. Mai departe vorbim despre GPU și intrăm în 3D Mark Slingshot Extreme ES 3.1. Uite că aici suntem deasupra unor, să zic așa, battery phone-uri. Honor Magic 5 Lite, așa e promovat. Și mai întrecem și un Realme 10 4G. Sub Nokia X35G și sub Oppo A98. În principiu, comportament de telefon care se află în eșalonul mediu al telefonelor mid-range, dacă nu chiar cel inferior. Procesorul ăsta îmbătrânește, dar deocamdată rămâne acolo, jos. Deasupra se îndreagă unor 400, dar de abia, de abia. În fine, ideea este următoarea, nu e telefon de gaming, dar dacă trebuie, duce și câteva joculețe. În benchmark-uri avem 31,9 grade Celsius, deci nu e supraîncălzire, în jocuri 33,6, deci iar nu e cazul să ne facem griji. Despre baterie. În general, telefoanele astea robuste au o baterie foarte generoasă și funcție de powerbank. Aici nu avem funcție de powerbank și avem o baterie de 4800 mAh care se încarcă la 33W pe fir. Partea proastă e că nu avem încărcător în cutie, iar la testul de playback video am atins 15 ore și 13 minute. Sincer, mă așteptam la mai mult. În ideea că suntem sub motorola DeFi 2021 și CAT S42. E drept, am întrecut un CAT S61 și CAT S52. Am încercat să păstrez comparațiile numai cu telefoane robuste. La utilizare continuă avem 10 ore 58 de minute. Și aici mă așteptam la mai mult. Um, văzând ce oferă în general telefoanele rugged, robuste. Peste Moto DeFi 2021, peste CAT S52, sub CAT S61, sub CAT S42. E bine, încărcarea e cam lungă, o oră și 37 de minute. E în jumătate de ore, și de-abia la... Hai să vedem, 39%. Mai departe o să vorbim despre acustică și începem cu faptul că avem radio FM și avem și jack audio aici sus. Plus difuzoare stereo. Unul e jos aici, celălalt este earpiece-ul pentru covorbiri. Și acum hai să dăm drumul la niște muzică. Asta a fost volumul la maxim, dar putem să ne ducem și dincolo de maxim, apăsăm volum sus și o să vedem aici o opțiune specială, e special gândită pentru medii zgomotoase la exterior, fiți atenți acum. Mi se pare că face chiar o treabă bună, n-a remarcat stridență, distorsionare, basul mai impresionat, în altele sunt ok. Cred că până acum ar zice că volumul și speaker fac o treabă neașteptat de bună. Deși când ai un telefon robust te aștepta să fie gălegios pentru că operezi cu el în pădure, printre altele. Bun, decibelii. Avem decibeli. Avem 83,4 decibeli, la testul cu sample acustic sus și jos, un record. Cred că la anul ăsta n-a mai sărit de 90. 91,1 decibeli. E, cu valoarea asta am bătut telefoanele chiar toate telefoanele CAT de statele noi, de la S62 Pro la S42, S52 și altele. Suntem sub vreo 30 de telefoane, vine în minte Realme C55, Vivo V23, dar um, la jocuri nu mai e așa impresionant, doar 89 de decibeli. Sunt 383 de alte telefoane mai bune, um, inclusiv toate telefoanele CAT, motorul la DeFi 2021, dar măcar am întrecut OnePlus Nord 3 și pe motorul aici 40. Și acum despre camere. Am trecut pe fundal mai deschis la culoare să vedeți decupajul pentru camera selfie de 16 megapixeli. Deschidere f2.4 și filmează Full HD. În spate avem modulul ăsta super foto cu un blitz dual LED cu promisiunea de AI pentru camera principală de 64 megapixeli. Deschidere f1.8, face detection autofocus, cealaltă cameră are 8 megapixeli, ultra wide deschidere f2.2 și filmarea se face în Full HD. La 30 sau 60 FPS știți voi limitarea inevitabilă a procesorului Snapdragon 695. Sărim direct la galerie, împărțit în vreo 3 părți marșilate. Partea numărul 1 e într-o zi ploioasă, așa că așteptările erau ținute la minim, pozele sunt întunecate, unele chiar mișcate sau blurate, culorile sunt așa mohorâte, nu inspiră nimic. Poza asta cu merișoare sau ce sunt astea e și destul de bine. La prim planuri, telefonul ăsta se descurcă. De fapt, sunt vreo 3 lucruri la care stă bine, focalizarea la close-up, selfie-uri și Night Mode, o să le vedeți. Aici vă mai arăta niște prim planuri, destul de reușite și tomnatice, deși am cam sărit la iarnă. Sunt poze făcute de colegul Claudiu în parcul drumul Taberei, ex moghioroș care tocmai era împodobit pentru Târgul de Crăciun. Asta a fost ziua aia aceea cu ploaie noroată și întunecată, trecem la o zi un pic mai însorită. Uite aici culorile arată bine. Îmi place nuanța de verde față de alte telefoane, pot să zic că a ieșit destul de realist. Acest verde nu este supra-saturat, supra-expus, nu sunt probleme. Ce m-a șocat pe mine este cum arată selfie-urile, adică nu arată rău deloc. Deși nu este specificul telefonului, când îți cumperi telefon robust, îl cumperi pentru muncă, pe platformă petrolieră, în mină, ești un meșter care renovează fațadele de clădire, ești pădurar sau alte joburi din astea dure și totuși găsești timp și pentru selfie, pentru că altfel e păcat să faci bocheuri așa reușite. Bun, culorile. În sfârșit avem culori și la soare. Vedeți aici un crâmpei de soare. Destul de bine calibrate, spune. Mă refer la albastru, verde, roșu. Nu sunt supraexpuse, nici nu sunt foarte umflate, sunt ținute la un nivel realist. Mai avem și alte cadre, le găsiți în recenzia text. În principiu, verdele este foarte bine și nu sunt mari probleme. Operăm la nivelul, în cele mai bune momente, operăm la nivel de Moto G G54. În cele mai rele momente, operăm la nivel de telefon Poco ieftin. Dar sunt și cadre reușite, îmi place aici să văd acești vălătuci ai norilor de pe cer. De la zoom nu aveți pretenții, dar de la close-up pot să zic că putem avea oare și care pretenții. Astea sunt pozele făcute ziua, hai să vedem acum cum stăm noaptea. Și vă arăt ce poate face Night Mode. Uite, asta e o poză verticală, special făcută pentru a fi postată la Story. Ce nu-mi place mie e vârful bradului de aici. Nu-mi place cum a ieșit și nu-mi place diferența între fundal și zona asta centrală. Ei, uite, cu Night Mode Totul a fost egalizat, a scăpat de problema de sus, să văd și blocurile din spatele peste lac. Deci, vedeți, ăsta este aportul lui Night Mode. Mai avem și alte cadre nocturne făcute de colegul Claudiu. Acum, nu o să vă mint, nu sunt foarte impresionante, sunt în zona low-mid range, e de lucru, sunt haluri prea mari, este mult zgomot, întuneric și chiar și acel Night Mode pe care îl laud uneori, Um, face fotografiile să arate ca și cum ar fi desenate de mână. Și eu o chestie inedită aici, se văd bine firmele luminoase, dar ce în jur este foarte întunecat. În general poți să o ai pe una sau pe alta. Dacă se vedea prea bine ce în jur, ești o firmele luminoase prea întunecate sau prea aprinse. Cam asta. Asta e un exemplu de poză standard. Aceeași situație acum cu Night Mode. Vedeți, e efectul acela pe care le zic eu de desen de creion și poza e prea iluminată încât să crezi că e făcută în noapte. Asta e problema. Dar măcar s-au rezolvat din halurile astea ale luminilor. Sunt compromisuri de făcut. În principiu, night mode este destul de bun dacă chiar simți că e diferență prea mare între zona luminoasă și cea întunecată, dacă vrei o egalizare. De ultra-wide nici nu mai vorbesc, ultra-wide-ul e subțire la detalii, și ziua, și noaptea, și în special pe lateral se constată niște probleme. V-am arătat cum stăm cu pozele, hai să vedem cum stăm și cu video și folosim VLC, că ne-am săturat de MX Player și de reclamele sale. Bun. Avem împărțire tot în două, ziua cu ploaie, ziua cu soare, dar clar avem un singur clip de culori. Uite că mie îmi plac culorile astea, mă refer la calibrarea lor corectă. Instabilizarea nu e chiar rea, având în vedere cu ce avem de a face aici, cu un senzor mai vechiuț, fără stabilizare optică. Și am și un clip în care se testează focalizarea. Alternare rapidă între prim plan și fundal. Mișto mănușile. Iar mai departe, după focalizarea testată mai devreme, testăm și stabilizarea. Care, sincer, să fiu numada pe spate în primele clipuri din galerie. Dar la asta pot să zic că a ieșit binișor. Urcăm și coborăm un set de scări în parcul ex și actual drumul taberei. Nu e rău. Da, știu, știu că trepidează puțin imaginea din fundal, să zicem așa, un nivel de Moto G54 într-o zi bună, Poco într-o zi proastă, cam asta a fost vibe-ul întregii experiențe cu telefonul. Noaptea, în schimb, no bueno, ca să zic așa, nu face față vântului. Și a cam fost vânt puternic în ultima vreme, așa că microfoanele au avut de furcă serios. Foarte mult zgomot, luminile sunt prea mari, imaginea tremură, filmele luminoase sunt amplificate, așa că noaptea nu prea aș recomanda să filmați decât dacă vedeți ceva cu adevărat special. Poate nu stica și un mod night pentru filmare, dar așa ceva la telefoanele uh, cu dotări mai spre low mid range ale camerei nu prea găsești. În fine, mai departe abordăm subiectul conectivitate. Uite că am reușit să pun la îndemână NFC-ul. L-am găsit în unboxing, nu era la îndemână, trebuia să sapin setări, trebuia doar să fac chestia asta, să apăs edit, să-l caut pe aici. Da, mă rog, pe lângă NFC avem 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, port USB C2.0 și GPS dual band. Și radio FM, da, cred că deja vi l-am arătat. Aperurile s-au destul de tare și clar, n-am obiecții, iar la speed test, astea sunt valorile. La 5G am atins 341 Mbps la download, în rețea Orange România și 50,7 Mbps upload. Nu e rău deloc, la Wi-Fi 301 cu 318 în rețeaua DG. Aici mă așteptam la un pic mai mult, citind prin specs că avem Wi-Fi 6. La software nu am multe de adăugat față de ce am zis în unboxing, este Android 13 în versiunea stock și așa arată zona de multitasking cu recents, avem și split screen, asta este zona de știri, aici avem porțiunea drop down cu notificări și quick settings, aici dacă ținem apăsat putem să umblăm la wallpaper, dar și la widgeturi care sunt și ele stock, ce e special la telefonul ăsta e că avem două butoane fizice extra. Ăsta, pe care dacă ține apăsat, declanșez un blitz foarte puternic. Și ăsta de sus, care e mai degrabă dedicat SOS-ului, cum arată și culoarea sa roșie. Se pot personaliza fără probleme din zona asta. Vedeți aici SOS, pornirea de aplicații, avem și funcție push to talk, transform telefonul în walkie-talkie, ceea ce e foarte util dacă ai joburi mai singuratice. Bun, cam atât despre software și hai să vedem și aplicațiile preinstalate. Avem LinkedIn, avem Netflix, My Device, Spotify, ExpressVPN și GoPro Quick, dar și Booking.com. În rest am instalat eu aplicațiile de test și avem cele clasice de la Google. Iar acum am ajuns la momentul verdictului. E bine, avem aici pe Nokia XR21 un telefon robust. La capitolul Pro avem rezistența sa la căzut pe beton, scăpat în apă și de asemenea temperaturi extreme. Apoi performanța mi se pare ok având în vedere segmentul. Face niște selfie-uri neașteptate bune, aș spune, și de asemenea se descurcă atunci când vine vorba de close-up și night mode. Sistemul de operare este stock, primim 3 ani de actualizare Android și 3 ani de garanție. Conectivitatea mi se pare destul de rapidă, iar sunetul m-a surprins plăcut. Avem și butoanele astea ca extraordinare binevenite pentru SOS și push to talk, iar mai departe avem de asemenea și un blitz foarte luminos E util pentru mediile în care se lucrează cu telefonul ăsta Cam atât la capitolul pro La capitolul contra mă așteptam la luminositate crescută La funcție de powerbank, e telefon robust De asemenea la extra baterie Cam la asta te aștepți de la un telefon rugged, robust nu avem slot microSD, nu avem încărcător în cutie Iar camera per total nu mă dă pe spate V-am zis, uneori la nivel de telefon POCO de vreo două ori mai ieftin sau chiar de trei ori. E de asemenea destul de mare de manevrat, e destul de lung și de lat în același timp, iar prețul e măricel. Știu, telefoanele robuste costă un pic mai mult, dar nici nu oferă atributele acelea care mi se par imperative pentru telefoanele robuste. Ideea este că mi se pare sub telefoanele CAT per total. Depinde acum foarte mult pentru ce îl cumperi. Față de cat are softul ăsta curat și trei ani de actualizări. Asta pot să spun. Butoanele astea sunt binevenite, dar le-am văzut și pe alte telefoane. Până la urmă, cred că va conta cel mai mult fiabilitatea și softul. Uh, mi se pare interfața este superioară, mi se pare că speakerele sunt o surpriză plăcută și anumite elemente ale camerelor. Până la urmă, sunt destul de multe telefoane robuste pe piață. Nokia e încă nou în segment. Se bate mai nou și cu Motorola și cu cei de la Caterpillar. Motorola și Caterpillar colaborează cu Bullet pentru telefoanele lor. Nokia uh, e pe bază de HMD și pe bază de Foxconn. În fine, poate generația următoare va umbla în special la baterie și apoi, de ce nu, la ecran. Camera nu mi se pare un lucru imperativ pentru un telefon robust de genul ăsta. Poți să vă zic că softul e factorul decisiv când o să cumpere un meșter, pădurar, inginer petrochimic, miner, telefonul ăsta. Medii dure pentru telefoane dure cu colțuri ramforsate și cu posibilitatea de a fi scăpat pe beton supraviețuind. Asta e telefonul, costă în jur de 2400 de lei și e pentru cei cu meserii dure, care vor soft curat și uneori cât un selfie, dintr-un motiv sau altul. Și fiabilitate ok cu 3 ani de actualizări. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!